Suntem la Piatra Neamț, în vizită la echipa Ceahlău, care este o echipă care joacă fotbal de sală. Bună seara, domnule Vornicu! Bună seara și ne bucurăm foarte mult că ați răspuns invitației noastre. Domnule Nae, din nou cu prietenul nostru, așa, textilei, domnul Vornicu, care în clipe mai dificile ne-au ajutat și pe această cale și după o perioadă lungă de timp îi mulțumesc cu dragă inimă. Domnule Vornicu, cum vi s-a părut meciul din seara asta? A fost un meci frumos, un meci util ambelor echipe. Noi suntem într-o perioadă de, să spunem, o mică pauză, având în vedere că avem 3 jucători convocați la lotul național și campionatul este oprit. Dar urmează și pentru noi un meci în Cupa României și am vrut să-l pregătim și am zis că un meci amical e binevenit, ca și jucătorii care au evoluat mai puțin, să spun, în meciurile precedente, să se poată juca mai mult. Din totdeauna am apreciat ceea ce se întâmplă la Buhuș, domnul președinte Butuc, Bogdan ca și antrenor, foarte ambițios, au reușit să facă acolo o treabă foarte bună, să descopere tineri jucători și eu sper, și asta le și doresc din tot sufletul, ca într-un an, doi, poate 1, 2, 3 jucători de la Buhuș să ajungă în Liga a doua sau Liga întâi la fotbal. Mulțumim pentru aprecieri, dar trebuie să faceți o precizare, diferențele dintre fotbalul de sală, futsal și fotbalul de câmp, de teren. Da, bine, noi am pornit clar în acest amical cu un avantaj, jucătorii noștri sunt pregătiți special pentru astfel de acest sport, dar na, pe teren poate diferențele nu au mai fost atât de mari, pentru că am văzut foarte multă ambiție la băieții de la Buhuș și... Care și-au revenit în partea a doua. Care și-au revenit. Am fost în cor. Da. Cum apreciați meciul? Un meci în care două echipe cu caractere diferite, mă refer la fotbalul din 11 și diferențe mari. De la 11 la 15? Da, dar specificăm că și noi, adică copiii noștri joacă în săli, în afara antrenamentului pe care îl face cu noi și cu Bogdan, ei se mai duc și la sală. Hai să ne spună câteva cuvinte și antrenorul Bogdan Găucan. Cum s-au comportat elevii? Că am văzut că tot timpul le dădeați indicații, strigați la ei. Deci, mulțumit pentru seara asta? Da, sunt foarte mulțumit și exact cum spunea și domnul președinte, vreau să-i mulțumesc domnule Cristi Vornicu pentru invitație. A fost un meci chiar superb. Ambele echipe au alergat, au jucat. Pentru noi o pregătire fizică, să spun eu, extraordinară pentru viitor. Și de câte ori suntem invitați, vom veni cu mare drag pentru că se merită. Domnule Vornicu, trebuie să vă întreb, între echipa dumneavoastră care se numește Futsal Ceahlău Piatra Neamț și vechea echipă Ceahlău, este vreo legătură? Doar că purtăm același nume. Doar o coincidență doar de nume. Cum ați trecut peste perioada asta de pandemie, care încă mai dă noi, din păcate, că noastră sunteți în sală și în sală e mai greu cu... Da, a fost o perioadă grea, începând cu primăvara lui 2020, pentru că știm virusul și pandemia aceasta ne-a afectat pe toți. Am reușit, printr-o organizare bună, și chiar cred că ăsta a fost lucru care l-am învățat cel mai bine de la pandemia asta, să ne organizăm mai bine și să fim mai stricți. Pentru că au intervenit toate testările acestea, toată rigorozitatea, un anumit număr de zile înainte să te testezi. Doamne ferește, o situație în care ai avut un jucător pozitiv, să te miști foarte repede să obții avizul DSP-ului, deci sunt lucruri cu care nu ne confruntam înainte de 2020, dar revin și spun că cred că marele câștig al acestei pandemii este că ne-a învățat să fim mai organizați, mai stricți, mai așezați, să spun așa. Și totuși, cu toate problemele astea, dumneavoastră sunteți pe locul întâi la juniori, pe zona națională, pe zona întâi a Moldovei. Da, beneficiem de un colectiv de copii care au venit cu drag spre acest sport, le place foarte mult, unii dintre ei sunt de 4-5 ani, fac acest sport, de asta și pot spune că avem jucători la lotul național Under 19, pentru că se pregătesc de foarte mult timp și le-a intrat, să spun așa, futsalul în sânge. Suntem pe primul loc, ne dorim, bineînțeles, mai mult și ne dorim să mergem la turneul final și, bineînțeles, să mergem și la turneul final de Cupa României, care este, practic, principal, următorul obiectiv, să spun, în această iarnă. Dumneavoastră sunteți și întemeitorul formației, fondatorul acestei echipe. Nu pot să nu vă întreb... Cum vă descurcați din punct de vedere financiar? Vă ajută primăria? Care sunt
cum să spun așa, relațiile dintre dumneavoastră și primăria Piatra Neamț, să zic. Da, știți, circulă o replică haioasă, să spun așa, în ultima vreme. Altă întrebare. Da, deci când e vorba de... No, am nu, înțeles. Nu. Să spun așa, primăria ne ajută în momentul ăsta cam cu ce poate. Cu siguranță ne-am dorit mult mai mult să fim ajutați. O să vedem în perioada următoare, în discuțiile care o să încercăm să le avem cu domnul primar și cu factorii de decizie de acolo, să vedem în ce măsură ajutorul lor se poate intensifica. Important este că sunt deschiși spre sport. Da, exact. Asta este un lucru bun și cred că aici ar trebui cam toată lumea să fie deschisă spre sport, pentru că sportul te ajută odată prin prisma sănătății și, în al doilea rând, prin reprezentativitatea pe care ți-o realizează atât la nivel național cât și în lume. Dumneavoastră sunteți și reprezentantul futsalului din România în comitetul executiv de la FRF. Sunteți și observatorul UEFA. Din punctul ăsta de vedere, aș vrea să vă întreb, că cunoașteți echipa textilei, cum vedeți viitorul ei? Eu văd foarte bine viitorul textilei, de asta și m-am gândit să ne vedem din nou și să facem un meci amical. Nu e prima dată când ne întâlnim, nu e prima dată când textila răspunde pozitiv și cu mult entuziasm la invitațiile noastre. Să ne aducem aminte că cred că acum 2 ani au venit pentru acțiunea lotului național de futsal, care era la perioada respectivă în cantonament la Piatra Neamț, jucau preliminarele campionatului mondial. Și de aceea cred că ceea ce se întâmplă la Buhuș nu poate să fie decât de bun augur. Mă repet, sunt jucători atractivi aici la textila. Ne gândim chiar să încercăm o colaborare mai strânsă, să spun așa, și pe viitor. Și încă o dată, sper din tot sufletul ca munca lui Bogdan, munca lui domnul Nae Butuc să se reflecte într-un an, doi, în plecarea unui jucător la un nivel înalt. Pentru că, până la urmă, ăsta e rezultatul care ți-l dorești și, cu siguranță, mândria lor va fi foarte mare în momentul în care vor vedea un jucător de la Buhuș jucând la Liga 2 sau Liga 1. Exact. Ultima întrebare acum și pentru dumneavoastră și pentru colegii dumneavoastră care au venit de la Buhuș este, acum suntem în prag de sărbători, în câteva săptămâni, 2-3 săptămâni vor veni Crăciunul, Anul Nou. Ce transmiteți dumneavoastră echipelor de futsal, echipelor de fotbal? Bineînțeles. Sau ce vă doriți? Îmi doresc să rămânem tari, îmi doresc să avem putere să trecem în continuare peste perioada asta extrem de dificilă și măcar să încercăm să nu pierdem oameni dintre noi și poate cu liniștea care va veni din primăvară încolo să încercăm să aducem în rândul futsalului și în rândul fotbalului cluburi noi și echipe noi, pentru că avem nevoie foarte mult de o diversificare, de o mărire a numărului de echipe, de competiții mai puternice și mai numeroase. Nae Butuc, ce-ți dorești pentru echipă, pentru cei din futsal? Da. Cum mi-a prezis și domnul președinte, eu îmi doresc un val mare de unitatea românilor, de sănătatea lor, de bucuriile lor, așa, și să nu uite copiii mei de la textila, de antrenorul Găucan, să fim sănătoși și să ducem mai departe ceea ce... Și un sincer, la mulți ani echipei de futsal și domnului președinte. Hai să lăsăm ultimul cuvânt antrenorului Bogdan Găucan, cu permisiunea dumneavoastră, Bogdan. Eu sincer îmi doresc, pentru echipa mea, îmi doresc în primul rând să avem o stabilitate financiară. Poate cineva să trezește și ne poate ajuta din punctul de vedere. Iar, de Dumnezeu. Păi tocmai asta zic. Poate veni Moș Crăciun? Poate de Dumnezeu să vină Moș Crăciun, pentru că e păcat pentru copiii ăștia să nu avem și noi pe cineva să ne ajute, că e greu, foarte greu. Iar pentru echipa de futsal, ce să le spun, sănătate, fericire, să dea Domnul să termine pe locul întâi, la toată lumea sănătate, la tot fotbalul românesc, la toată lumea bucurii și fericire și tot ce își doresc. Domnilor, vă mulțumesc de aici, de la Piatra Neamț. Vă doresc un an cu bucurie și succes în sport. Mulțumim. Mulțumim frumos.